Marți 6 august, de sărbătoarea schimbării la fața Mântuitorului, în Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, a avut loc celebrarea solemnă de consacrare episcopală a monseniorului Iosif Păuleț și de luare în posesie canonică a diecezei. Consacrarea noului episcop s-a făcut prin impunerea mâinilor preasfințitului Petru Gherghel, de acum înainte episcop emerit de Iași, alături de care s-au aflat în alt preasfințitul Ioan Robu, arhiepiscop de București, și preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași. A consemnat Ciprian Dumea. Din partea ta îmi spune inima, căutați fața. Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași s-a dovedit neîncăpătoare pentru sutele de preoți și miile de credincioși prezenți în ziua de 6 august, în sărbătoarea schimbării la fața Domnului, pentru celebrarea consacrării noului episcop al diecezei Romano-Catolice de Iași, în persoana monseniorului Iosif Păuleț, până de curând paroh de Suceava și decan de Bucovina. După ce, cu exact o lună de zile în urmă, în data de 6 iulie, Papa Francisc a făcut numirea noului episcop de Iași, ziua cea mare a consacrării a fost întâmpinată cu mare bucurie de către întreaga biserică catolică din România, dar mai ales de către clerul și credincioșii din zona Moldovei. Și așa cum era de așteptat, întreaga biserică s-a reunit în jurul noului păstor printr-o pregătire spirituală, dar și prin pregătirea sărbătorii exterioare. Televiziunea Română a transmis integral liturghia consacrării, din care vă oferim o sinteză cu cele mai importante momente. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Petru Gherghel, care de acum înainte va purta titlul de episcop emerit, a vorbit despre sărbătoarea schimbării la fața Domnului și despre slujirea episcopală, ca fiind o alegere sacră pe care o face Dumnezeu prin intermediul bisericii. Este Fiul meu cel ales, ascultați de El. După ce a prezentat care este rolul episcopului într-o dieceză, preasfințitul Petru a oferit câteva îndemnuri noului episcop. Tu, frate, ales de Dumnezeu la această slujire sfântă, gândește-te că ai fost ales dintre oameni și ești pus pentru oameni în cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Să nu uiți să predici la timp potrivit și la timp nepotrivit, să mustri cu toată răbdarea și învățătura. În rugăciunile și jertfele pe care levii face pentru poporul încredințat spre păstorire, străduiește-te să implori noi harul bogate de la Domnul nostru Iisus Hristos. Să-i chem pe toți credincioșii să colaboreze cu tine la munca apostolică. Iar atunci când ei te caută, să-i primești cu bucurie și plăcere. Să nu uiți că faci parte din colegiul apostolilor, episcopilor, astfel încât să demonstrezi o grijă deosebită pentru celelalte biserici care au nevoie de sprijin și ajutor și să le vii mereu un ajutor cu plăcere și cu adevărată bucurie. Fericite Anton Durcovici! Fericite Vladimir Ghica! Fericite Veronica Antal! Sfinte Grigore!
și Sfintele lui Dumnezeu. Centrul celebrării a fost impunerea mâinilor din partea celor trei episcopi consacratori și apoi a tuturor celorlalți episcopi și rugăciunea de hirotonire. Aceasta a fost rostită în limba latină pentru a arăta comuniunea cu Deus, întreaga Biserică Universală. Pater nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum, et Deus. Celebrarea a fost îmbogățită cu ritul ungerii cu Sfânta Crismă, încredințarea Evangheliarului, încredințarea Inelului, încredințarea Mitrei, încredințarea Cârjei Pastorale, dar și prin înscăunarea sa pe catedră, adică pe scaunul de la care își ia și numele biserica în care are loc hirotonirea, catedrala. Din acel moment, noul episcop și-a început în mod oficial slujirea de păstor al diecezei de Iași, după care el a fost cel care a prezidat liturgia euharistică, prima sa sfântă liturghie ca episcop. Spre sfârșitul Sfintei Liturghii, episcopul Iosif Păuleț a mers prin mijlocul credincioșilor care se aflau în catedrală și în curtea catedralei pentru a-și saluta poporul și pentru a-l binecuvânta.